Pentru a treia oară în ultimii doi ani, Târgul de Carte Gaudeamus se desfășoară în format exclusiv online. Pe site-ul gaudeamus.ro există 82 de standuri virtuale ale editurilor care nu vor să rateze întâlnirea cu cititorii, chiar și în fața ecranelor. Sunt peste 100 de evenimente organizate de la distanță. Am încercat să păstrăm un strop din atmosfera specifică întâlnirii directe între cititori și autori. Marea majoritate a evenimentelor care au avut loc până acum au fost derulate sub forma unor interviuri, discuții libere, prezentări de cărți, de noi volume. Din cauza restricțiilor și distanțării necesare pentru a ne proteja de COVID, târgul nu poate avea loc decât în formatul actual, dar în spațiul virtual, editorii de carte, scriitorii și cititorii se pot întâlni fără nicio restricție. De câțiva ani m-am mutat în poezie. Scriu poeme epice, scriu poeme narrative, în care mereu se întâmplă câte ceva. Există o desfășurare. Se cunoaște că vin din proză. Lumea fiind obligată să intre online, te conectezi cu mult mai multă lume. Sigur, nu e atât de plăcut. Nu există contactul ăla, nu e glamourul din jur, nu e explozia de, sau să zic, efervescența de entuziasm a oamenilor. Ultimii doi ani au fost o mare provocare și pentru edituri. Au mers mai bine vânzările de carte pe internet, dar nu atât de bine încât să acopere pierderile din librăriile fizice. În procente, scăderea vânzărilor a fost de 20-30% față de perioada de dinainte de pandemie. Scăderea din librăriile fizice nu a fost recuperată și depășită de vânzările în online. Pentru că sunt mulți factori care determină scăderea vânzărilor. Online-ul nu a reușit să recupereze faptul că librăriile au fost închise sau parțial închise. Au fost creșteri semnificative, dar per total vânzările nu au fost mai mari în această perioadă. Actuala ediție a Târgului de Carte Gaudeamus se încheie pe 21 noiembrie. De data aceasta, numărul vizitatorilor, peste 120.000 în anii fără restricții, nu va putea fi calculat decât de fiecare editură prin numărul de comenzi sau participarea la evenimentele din standurile virtuale.